Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Creștinii ortodoxi din toată lumea sărbătoresc astăzi Paștele. Sute de moldoveni au mers aseară la slujba de înviere de la catedrală pentru a sfinți bucatele pascale. La catedrală s-a împărțit și focul haric adus de la Ierusalim, ca în fiecare an primii au luat lumina oficialii, printre care mai mulți deputați democrați care au mers în Israel cu delegația de la Mitropolie. O mașină a fost făcută scrum azi dimineața lângă o biserică din localitatea Dumbrava, după ce proprietara a lăsat în ea lumânarea cu focul haric și a mers la slujbă. Zeci de noriași au mărșăluit astăzi dintr-un capăt în altul al Chișinăului, vestind învierea lui Isus, în tradiționalul drum al crucii. Hristos a înviat! Mii de oameni au asistat noaptea trecută la slujbele de înviere din toată țara. Cei mai mulți au fost la Catedrala Mitropolitană. Exact la miezul nopții, noriașii și preoții au făcut trei cercuri în jurul lăcașului, semn al celor trei zile petrecute de Iisus în mormânt. Nu a lipsit de la liturghie șeful statului, înconjurat de bodyguards. Igor Dodon a mers alături de mitropolit pe durata procesiunii. La miezul nopții, când a început slujba de înviere de la catedrală, Igor Dodon a fost prezent. Președintele a mers în rând cu mitropolitul, fiind însoțit de candidatul PSRM la primăria capitalei Ion Ceban și fostul edil Serafim Urecheanu. Eu n-am venit ca afiliat a unui partid sau membru unui partid sau un susținător a unui partid. Eu sunt cel care am adus orașului și creștinilor această catedrală. La miezul nopții, oamenii deja și așezaseră coșurile cu bucatele pascale în scoarul catedralei. Dar păi n-avem cu ce veni mai târziu și apoi am cu transport pe urmă. Mă gândesc, dăm că e odată în an. Suntem, avem și ani, suntem, nu suntem tineri, suntem alea cum în vârstă de ani și de venim de vreme. Să ne iertăm păcate noastre, nu avem mult de trăit. Pască, ouă roșie, miel, carne și de tati câte alea, așa. Încă am simțit zilele este. Trei ore mai târziu, în fața catedralei, era lume de pe lume. Hristos a înviat! Pe unii, preotul i-a stropit cu aiazmă din cap până în picioare. Nu-i nimic, așa-i bine. Da. Ce înseamnă? V-au spălat păcate? Da, da. Așteptarea nu a fost pe atât de copleșitoare pe cât s-ar părea, spun oamenii. Foarte ușor și vesel. Pâinea este corpul lui Dumnezeu, iar vinul este sângele lui. Cu coșul bucat de plecăm acasă de dimineață, ca de obicei, se servește sfințit. Îi așteptăm să sfințească cei mici și apoi ne așezăm la masă împreună cu toți. La ora 4 dimineața, după ce au sfințit Pasca, ouăle roșii și cozonacii, oamenii au plecat pe la casele lor unde s-au așezat la mesele de sărbătoare. Mâine, ortodoxii sărbătoresc a doua zi de Paște, care pentru bugetari este liberă. Lumina sfântă a fost împărțită aseară sutelor de enoriași veniți în scoarul Catedralei Mitropolitane. Ca în fiecare an de asta s-au ocupat oficialii, printre care președintele, dar și mai mulți deputați democrați care au mers în Israel cu delegația de la Mitropolie. Printre primii a luat lumină Igor Dodon, care a împărțit-o ulterior celor prezenți. Era aproape ora 21 când microbuzul în care era focul haric, escortat de mai multe motorete ale polițiștilor, a ajuns în centrul orașului. Doar că din vehicul, surpriză, a coborât nu doar mitropolitul și preoții, dar și funcționari publici și deputați democrați. L-am zărit pe Constantin Țuțu, cel care zilele trecute dăruia cizme de cauciuc prin suburbii. Se pare că imediat după actul de generozitate și-a luat zborul spre Israel alături de alți trei colegi democrați. Aceștia nu au vrut să ne spună cum au ajuns acolo alături de mitropolitul Vladimir. Pelerinaj, ne-am rugat pentru noi și pentru Republica Moldova. Cine a achitat transportul și toate celelalte? Noi. Călătoria cât v-a costat? Bilete cât costă, ce nu știți? Păi cazarea, mâncarea? Nu, tot e cheie. Hristos a înviat, la mulți ani. Împreună cu Țuțu și Chiorescu la Ierusalim au fost și deputații democrați Nae Simion Pleșca și Eugeniu Nichiforciuc. Într-un filmuleț postat pe Facebook de către Renato Usatei se vede că aceștia sunt în avion alături de delegația de la Mitropolie. În imagini poate fi văzut și șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cafcaliuc.
Și Gheorghe Cavcaliuc a postat astăzi pe Facebook poze de la Ierusalim în care apare alături de Mitropolitul Vladimir și delegația de la Chișinău, dar și vizitând locurile sfinte. Ajuns la Chișinău alături de cei 4 deputați democrați, Cavcaliuc a urcat pe scena din fața catedralei. Lângă mitropolit și-au făcut loc nu doar episcopii, dar și președintele Igor Dodon. El a fost printre primii care a luat lumina și ulterior a împărțit-o celorlalți. Întâlnim focul Haric, mergem acasă, îl punem undeva să nu se stingă. La orele 12 venim la slujbă și mâine dimineață, la prima oră, mergem la Sadova. După baia de mulțime, Dodon și-a făcut și un selfie alături de un copil. S-o public pe Facebook. Să mă cunoască și lumea. A fost aseară la catedrală și candidatul PSRM la primăria capitalei, dar și alți socialiști. Eu mă aflu aici ca simplu cetățean, dar nu ca deputat. Și mai puțin mă interesează ce au făcut membrii Partidului Democrat. Sute de oameni au venit aseară să ia lumina sfântă în speranța că aceasta le va duce pace și liniște în casele lor. De la 2 ani, cred, de când mă ducem la biserică cu bunielul și cu bunica. Numai că atunci nu se dau ce se aduce de la Ierusalim. Прямое доказательство чуда, вот что этот огонь зажигается в Иерусалиме, это первое прямое доказательство того, что есть Бог на свете. Верьте, и вера придет ко всем. Ana Ciuvalskaya a luat lumină sfântă pentru 8 vecine care nu au putut să vină din cauza problemelor de sănătate. Огонь до дома донесу. Вот так будет гореть мне всегда и всю ночь будет гореть. Это светлый праздник Пасхи. Для меня это такой большой праздник. И для моей семьи, для моих детей, для моих внуков. Acum prima dată am venit. Bani, eram acasă, bani de plasare. Pe la biserică mai rar. Ca să zic, cred în ceea ce am focul haric, focul veșnic, focul învierii. Nu. Totuși ai venit? Da, doar pentru spirit, doar pentru familie. Alexandra Crihan, originară din Tecuci, România, a rămas impresionată de procesiunea de la noi. Puțin ciudată, pentru că nu este ca la mine, nu știu, adică vine lumea, ia focul și apoi pleacă acasă. Se spune că în prima jumătate de oră după aprindere, focul haric nu frige și nu arde părul sau pielea. Focul e slab, cum, ambiere nu, că el simte, dar e slab. Eu l-am încercat. Nu știu de ce aici un pic ne frige, dar să fim serioși că nu ne frige ca de obicei. În mai puțin de o oră, lumea s-a împrăștiat, iar scoarul catedralei a rămas din nou pustiu. Este al 16-lea an consecutiv când focul haric este adus la Chișinău, iar cheltuielile ar fi fost suportate de către Mitropolia Moldovei, cu excepția transportului care a fost asigurat de o companie aeriană. Pe parcursul a mai multor ani, Mitropolia Moldovei a fost ajutată financiar la aducerea focului haric de către liderul PCRM, Vladimir Voronin, iar ulterior și de fostul premier Vlad Filat. A bătut vântul astăzi pe străzile capitalei, nu la propriu, ci la figurat. Cum o parte din locuitorii orașului a mers să petreacă Paștele la țară, pe străzi nu erau nici oameni, nici mașini. Orașul e gol. Trebuie să o plecat la țară. Au profitat de străzile pustii, mai ales puținii șoferi care, bucuroși că au scăpat de ambuteiaje, au apăsat pe accelerație. Mai multe despre atmosfera de azi din capital aflați în jurnal. O mașină a luat foc în această dimineață lângă o biserică din localitatea Dumbrava, municipiul Chișinău. Potrivit pompierilor, flăcările au pornit de la o lumânare lăsată în automobil. Imaginile au fost surprinse de un trecător și postate pe o rețea de socializare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, proprietara mașinii de marca Renault a lăsat lumânarea aprinsă în automobil în timp ce se afla în biserică la slujbă. Pompierii ajunși la fața locului au stins flăcările. Acestea însă au mistuit 70% din automobil. Zeci de noriași au cutreierat astăzi capitala în lung și în lat, în tradiționalul drum al crucii. Cu clopote, steaguri și însoțiți de preoți, oamenii au pornit de la intrarea în Chișinău din cartierul Sculeni și au ajuns până la porțile orașului de pe Bulevardul Dacia. Ei spun că Paștele nu este doar mâncare și băutură, dar și rugăciune. Oamenii spun că au stat cu familia la masa de sărbătoare, după care au venit să se roage pentru bunăstare. Timpul a ținut cu ei, așa că unii au venit cu mic și mare. Sărbătorim cea mai mare sărbătoare, învierea lui Hristos, o privestire a învierii și un salut tuturor cu un Hristos a înviat. Sărbătoare pentru suflet, pentru familie. Întâi la biserică facem slujba învierii, pe urmă venim acasă, stăm cu familia la masă și trebuie dimineața la drumul cruce. Pentru ca să ne rugăm pentru familie și pentru păcatele noastre.
Părintele Teodor spune că organizează drumul crucii an de an pentru a prevesti tuturor învierea Domnului. Prin înviere spre o viață veșnică, iar Hristos, după cum știm, este stăpânul vieții și al morții. Și polițiștii au mers pe drumul crucii. Ei au însoțit coloana de inoriași dintr-un capăt în altul al orașului. Suntem în număr de până la 10 persoane în caz dacă ceva cazuri neprevăzute să putem acorda și ajuta. Drumul crucii în ziua de Paște este organizat pentru a 13-a oară în capitală. De Paști, politicienii au avut grijă să se afișeze nu doar pe la slujbele de înviere, dar și pe Facebook, acolo unde se laudă cu tot ce fac. Astăzi, oficialii au lăsat să curgă felicitările pe rețelele de socializare. Unii au publicat chiar filmulețe în care nu au ezitat să facă noi promisiuni. Vicepremierul Iurie Leanca a ales să și înregistreze mesajul de felicitare lângă scara cascadelor din Parcul Valea Morilor. Vreau să ne asigurăm că depunem toate eforturile pentru a schimba în bine realitățile din Moldova. O locație la fel de populară a fost aleasă de Igor Dodon. În fața mănăstirii Căpriana, satul de baștina mamei sale, președintele le-a urat pace și înțelegere moldovenilor. Sărbătoarea Înverzirii trezește în noi speranță, ne inspiră la fapte frumoase. Renata Usatei a fost de această dată ceva mai rezervat și a publicat un simplu video în care apare într-o biserică cu o lumânare în mână. Candidatul liberalilor la localele din mai din Chișinău, Valeriu Munteanu, a realizat un adevărat filmuleț în care apare cu familia pregătind cozonaci. Să le mulțumim moldovencelor noastre, să le respectăm și să le iubim. Mesaje scurte de felicitare au mai postat pe Facebook Vlad Plahotniuc, Andrei Năstase, Andreian Candu, Maia Sandu, Mihai Ghimpu sau Vadim Pistrinciuc. De Paște, Chișinăul a rămas pustiu. Astăzi dimineața străzile erau goale. Unde și unde mai putea fi văzută câte o mașină, iar puținii trecători se plimbau agale pe trotuare. Până și microbuzele au circulat mai rar, așa că oamenii au fost nevoiți să aștepte mai mult în stații sau să urce în troleibuz. Dacă până ieri aici era aglomerație, astăzi nici țipenie de om. Orașul arată așa cum și l-ar dori fiecare, fără ambuteiaje și fără zgomot. Din când în când liniștea mai este perturbată de vreun trolebuz sau vreo mașină. Totuși, oamenii spun că nu și-ar dori ca orașul să arate așa în fiecare zi. Orașul e gol. Trebuie să plecați la țară. Праздник ночью, люди спали же, отдыхали, ходили в церкви, все рано еще. Liniștea urbană i-a nemulțumit însă pe cei care astăzi au așteptat minute în șir microbuzele, care au circulat mai rar. Не идет совсем, вот, совсем. Я уже стою, наверное, больше, чем полчаса. Ну, уже минут 20-30 жду 112 машин. Поздно начинает работать, может быть. De străzile pustii s-au bucurat cel mai mult șoferii pentru că au putut să circule în voie. Трафик – это вообще просто мечта. Наша мечта. Я была очень приятно удивлена, когда я была сегодня в парке возле кафедрального собора. Высажены прекрасные цветы, в парке порядок, подметено. Мне было очень радостно на душе. Да, я кому парни дела буйкань, пенла аэропорт, там, щин с минуте. Канал, ты дзелик, на игре, Олег. Гол, где тот, гол, гол. Кому ты, мой лидер? Аз, аз. Да, ер, ну, ер, я рад. Tare mult. Pe unii dimineața i-a prins într-o veselie. La Sfințet n-a fost, dar de dimineață biem. Asta-i tet. Ați mărat la ProTV, da? Nu m-am primblat încă cu transportul de dimineață, nu e pizios. Majoritatea instituțiilor nu vor lucra nici mâine, așa că orașul va prinde viața abia luni seara, când locuitorii capitale vor reveni de la rudele de la țară. Ortodoxii din peste 60 de țări ale lumii sărbătoresc astăzi Paștele. Sute de mii de români au mers la biserici pentru a împărtăși bucuria cele mai importante sărbători din calendarul creștin. La Moscova, cei mai mulți oameni s-au adunat la Catedrala Hristos Mântuitorul. Acolo a fost și liderul de la Kremlin. Imediat la știri vedeți ce cadou i-a oferit Putin patriarcului Kiril. Fiind la sute sau chiar mii de kilometri distanță de cei dragi, moldovenii din străinătate nu au uitat de tradiții. Conaționalii noștri aflați în diferite colțuri ale țării, ale lumii, au mers noaptea trecută la biserici, au asistat la slujbe și au sfințit ouăroșii și cozonaci. În așa fel spun că și-au amintit de casă.
Moldovenii care muncesc în localitatea Bari, Italia, au mers la parohia Sfânta Treime ca să ia lumina sfântă și să asculte rugăciunile preoților. La slujba învierii au venit mulți conaționali de-ai noștri și, așa cum cere tradiția, au adus ouă roșii și cozonaci. Obiceiurile de Paște au fost respectate și la Padova, unde la biserici au venit o mulțime de moldoveni. Nu am încăput oameni în biserică, deci au fost și afară foarte multe persoane. Atmosfera era de sărbătoare, toți zâmbeau cu bucurie. Eu personal am văzut foarte multe persoane noi, sosite din Republica Moldova. Din păcate am constatat cu îngrijorare că tot mai multe persoane pleacă din Republica Moldova în căutarea unui loc mai bun de trai. Hristos a înviat și au spus și moldovenii de la Parma. Nici la Paris moldovenii nu au uitat de tradiții, spun că dorul de casă este mai mare, mai ales de Paște, când și-ar dori să fie acasă, alături de cei dragi. Fac foarte multă lume, extraordinar de multă lume. Pască, vin, bucate din carne, un pahar de vin moldovenesc, oricum îl trimit oamenii de acasă, familia trimit colete, în care este de tot. Cred că cel mai mult lipsește familia, oamenii apropiați. Iar aceste fotografii au fost făcute în Israel. Câteva femei care muncesc acolo au pregătit bucate tradiționale și au sărbătorit Paștele, ciocnind ouă roșii și bucurându-se de învierea Domnului. Grupuri cu oameni care slăbesc, sfaturi despre cum să scap de kilograme și poze direct de pe cântar. Rețelele de socializare abundă în mesaje despre lupta crâncenă cu kilogramele în plus. Nu vă uitați la ele, vă îndeamnă nutriționiștii, care susțin că trebuie să fim foarte atenți atunci când recurgem la diete. Nu de alta, dar regulile nu funcționează la fel pentru toți, așa că dacă vreți să slăbiți sănătos, apelați la specialiști. Ana are 31 de ani și luptă cu kilogramele în plus încă din copilărie. Tânăra a încercat tot felul de diete de pe rețelele de socializare, însă niciuna nu i-a fost de folos. A reușit să dea jos 40 de kilograme din 113 în doar 4 luni, făcând sport. Eu multe ori pe internet văd că slăbești cu imbiri, lămâie, ceaiurile astea. Mine nu m-a ajutat. Eu am încercat foarte multe diete, că nu vrem la sală, că eram lenoasă. Pe lângă asta a avut grijă ce mănâncă. A scos din alimentație produsele prăjite, grase, iar acum mănâncă mai multe legume la grătar sau fierte. Ar trebui să mâncăm de aproximativ 5 ori pe zi. 3 mese de bază și 2 gustări între ele. Neapărat să fie și glucidă și proteină. Mediul online e plin de astfel de grupuri în care oamenii se încurajează să urmeze un regim alimentar și un stil de viață sănătos. Nutriționiștii însă spun că fiecare trebuie să aibă o dietă individuală, pentru că altfel ar putea avea parte de un efect invers. Inversul acesta noi putem să-l privim din două unghiuri. Ar putea fi o reacție firească a organismului, pentru că nu-i place ceva mai sănătos și ar putea să fie chiar ceva care nu-i convine cu adevărat. Lucia Gavriliță a trecut la un regim pe bază de plante, nu doar pentru a slăbi, dar și pentru a-și păstra sănătatea, spune ea. Nu a mai avut probleme cu glanda tiroidă, iar soțul ei nu și-a mai făcut operație de gută, după ce au trecut la un regim alimentar sănătos. Acum pe masa lor este suc din lăstar de grâu, dar și salată din lăstar de floarea soarelui, care ar conține de 2 ori mai multe proteine decât carnea. Această plantă este un lăstar de floarea soarelui și conține de 2 ori mai multe proteine decât carnea. Din ele putem pregăti
găti o salată gustoasă sau un suc foarte nutritiv. Am scăpat și eu și soțul de kilograme destul de multe. Eu prima dată, în primele 3 luni, am dat jos 30 de kilograme, soțul 20 și. Am scos uleiul încălzit de tot. La fel am optat pentru produse cât mai naturale, cât mai ecologice. Specialiștii le recomandă celor care au probleme cu greutatea să adopte un stil de viață sănătos, fără diete drastice, iar mișcarea este binevenită oricând. Și pe deputați, Paștele i-a dus departe de capitală. Majoritatea ne-a spus că petrece pe la rude, iar unii nici nu știu cam cât costă o masă de sărbătoare. Părinții, frații și nașii se ocupă de toate și așteaptă cu bucate nici prea calde, nici prea reci. Numai bune de mâncat! Sărbătorile de Paști sunt sărbătorile în care mă simt femeie, gospodină, mamă, moldoveancă adevărată. Câți bani veți cheltui pentru masa de Paști? Nu știu, dar pot să vă spun că cu coșul din ogradă... Sponsorul general și declarat al acestei sărbători, la noi tradițional, e soacra, care ia, deci, coace, gătește, ouă, roșii, galbene, de care vrei. Iată, bine, noi de obicei insistăm să fie roșii, da? Consensul e că fără e simbolica de partid. Plătiți dumneavoastră? Când vin acasă, prever să testez ceea ce a pregătit mama mea. Aleșii poporului spun într-un glas că de Paști nu prea stau acasă, ci savurează bucatele pregătite de rudele de la țară, așa că nici nu prea știu cât costă masa de sărbătoare. Cât va costa masa de Paște a dumneavoastră? Idei n-am. Păi, nu puneți dumneavoastră banii? Nu noi acasă, nu noi acasă. Noi, cu membrii familiei, toți împreună sărbătorim Paștele. Естественно, никогда не отсутствует на столе Пасха, кузнакул де Пашт. Всегда у нас присутствует холодец, всегда фаршированный кролик и всегда обязательно это свежие салаты. Cât vă costă o masă de Paști? У нас небольшая семья, и мы не готовим 20 de feluri. Așa, tradițional, stăm 50 minute la masă și urmă la culcare. Deputatele ne-au îndemnat să mâncăm puțin. Consider că abuzul în ziua de Paști nu este sănătos, astfel încât ciugulim câte ceva și doar atât. Iar cele trecute deja prin viață ne-au asigurat că sunt gospodine desăvârșite. 7 oameni, где-то 1000 lei. Я потрачу на этот праздничный день. Много? Ну, как вам сказать, для человека, который имеет маленькую пенсию, конечно, это большая сумма. Но для вас? Ну, я работаю, я зарплату имею. Депутаты vor reveni la muncă după Paștele Blajinilor. Creștinii ortodoxi din peste 60 de țări sărbătoresc astăzi Paștele. Milioane de oameni din toată lumea au mers noaptea trecută la biserici, iar spre dimineață au sfințit bucatele. Credincioșii spun că s-au rugat pentru sufletele lor liniște și pace. Hristos a înviat și au spus și românii care au umplut bisericile și mănăstirile din întreaga țară, așa cum se întâmplă în fiecare an. Catedrala Patriarhală de la București a fost plină de oameni care au venit să-l asculte pe prea fericitul Daniel. Iar Klaus Iohannis, de confesiune evanghelic-iuterană, a mers azi dimineața împreună cu soția sa la Biserica Romană-Catolică de la Sibiu. Sărbători fericite și zile frumoase, cu liniște și pace. Cei mai mulți ruși de la Moscova s-au adunat la Catedrala Hristos Mântuitorul pentru a lua Lumina Sfântă. Приехали именно за этой атмосферой, почувствовать, присоединиться, столько народу. Настроение, во-первых, скажу, очень праздничное, очень пасхальное. Вот, я очень рад именно побывать в этом храме. La slujbă a venit președintele rus, care tradițional a făcut schimb de cadouri cu patriarhul Kiril. În acest an, Vladimir Putin i-a înmânat clericului un exemplar unic al unui ou de Paști, realizat de artizan din Celeabinsk. Hristos Voscrese! Такой праздник, когда вот подумать о душе,
вот о духовных вещах в жизни. Unii ruși însă par să fi uitat de sărbătoarea sfântă. Un filmuleț în care apare o femeie în timp ce lovea cu o piatră într-un automobil a devenit viral pe internet. Aceasta s-ar fi înfuriat pe șoferul mașinii pentru că i-ar fi ocupat un loc de parcare în fața bisericii. Tu ce делаешь-то? Tu ce делаешь-то? Что делаешь? Ты нормальная? Ничего я не буду выходить. Служба де инвиере avut loc aseară și la catedrala din Kiev. Cei 10 de credincioși adunați acolo s-au rugat toată noaptea ascultând predicile preoților și au așteptat să-și aprindă lumânările de la focul adus de la Ierusalim. După ce au asistat la slujbe, bulgarii au pus pe mese bucatele pe care le-au sfințit la biserici, au pregătit cozonaci, au ciocnit ouă roșii. Cei care au ținut post mai ales astăzi au încins grătarele. Hristos a înviat, a răsunat astăzi în peste 60 de țări din lume. Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători creștine, care simbolizează învierea lui Iisus Hristos. Anul viitor, Paștele va fi sărbătorit pe data de 28 aprilie. La început de aprilie, la Sankt Petersburg s-a deschis sezonul estival. Startul a fost dat de un urs de la o grădină zoologică. Scufundările hazlii ale ursului au amuzat vizitatorii, iar animalul a devenit principala atracție a grădinii zoologice. Vedeți mai multe imagini în câteva minute la știri. A fost dezastru într-un oraș rebel din Siria. 70 de oameni au murit după un presupus atac cu gaz. În spatele raidului aerian stă regimul de la Damasc, anunță grupul de apărare civilă Căștile Albe. Autoritățile siriene însă au negat orice acuzație. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Aceste imagini cutremurătoare au fost filmate în orașul Duma din bastionul rebel Guta de Est. Zeci de persoane, între care foarte mulți copii, zac la podea. Mulți erau inconștienți, iar alții deja fără suflare. În jur de 70 de oameni și-au pierdut viața. Coșmarul a început în urma unui raid aerian despre care grupul de apărare civilă Căștile Albe susține că ar fi un atac cu gaz în spatele căruia ar sta regimul de la Damasc. Zeci de oameni au fost răniți, iar mulți s-au stins din cauza lipsei asistenței medicale de calitate în oraș. Numeroase clădiri au luat foc și au fost făcute scrum sub privirile neputincioase ale localnicilor. Unii au încercat să scoată de sub dărâmături oamenii care se auzeau strigând. Damascul însă neagă orice implicare a sa în cele întâmplate, iar Moscova, un aliat al regimului sirian, anunță că totul ar fi fost o înscenare, iar imaginile falsificate. Serghei Skripal și fiica sa s-ar putea muta în Statele Unite și primi noi identități. Inițiativa iar aparține Marii Britanii în încercarea de a-i proteja pe cei doi de o nouă tentativă de asasinat. Despre asta a scris publicația The Sunday Times, dar ministrul britanic de externe nu a comentat informațiile. Cazul otrăvirii fostului agent rus a dus la degradarea relațiilor dintre Moscova și Londra. Marea Britanie a învinuit Kremlinul de cele întâmplate, iar Rusia neagă acuzațiile și sugerează că Londra ar fi înscenat totul pentru a crea o isterie antirusă. Turnul lui Donald Trump a luat foc, o persoană a murit, iar 6 pompieri au fost răniți în timpul intervenției. Flăcările au izbucnit la etajul 50, unde se află apartamente și birouri. Din imaginile surprinse la fața locului se vede cum din turn cad bucăți și resturi arse, flăcările uriașe și norul dens de fum negru puteau fi văzute de la kilometri distanță. 200 de pompieri au luptat cu incendiul ore în șir.
Focul a pornit dintr-un apartament de la etajul 50 al turnului, iar proprietarul a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital. Într-un final însă bărbatul de 67 de ani nu a mai putut fi salvat și s-a stins. Doi pompieri au fost și ei spitalizați, iar alți patru au avut nevoie de ajutorul medicilor. Turnul Trump este unul dintre cele mai celebre edificii din New York, iar președintele american deține un penthouse la ultimele trei etaje. În luna ianuarie acestui an, un alt incendiu a izbucnit acolo, iar două persoane au fost rănite. Canada este în doliu în urma tragicului accident în care a fost implicat autocarul unei echipe de hockey. 13 sportivi s-au stins, anunță autoritățile locale. Tinerii aveau între 16 și 21 de ani. O imagine publicată pe rețelele de socializare a înduioșat mii de oameni. Uniți de durerea pierderii colegilor, trei hocheiști răniți au fost fotografiați în timp ce se țineau de mâini, ținând un minut de reculegere. Accidentul a avut loc ieri. Autocarul în care se afla întreaga echipă de hockey s-a ciocnit de un camion. Sezonul estival a fost declarat deschis, cel puțin pentru un urs de la o grădină zoologică din Sankt Petersburg. Acesta a fost surprins în timp ce sare într-un bazin cu apă și se bălăcește în voie. Imaginile au fost apreciate de internauți. Acest urs alb a tras atenția tuturor celor aflați în grădina zoologică. Îngrijitorii de animale au filmat momentul în care fulguța, așa cum îi spun ei, sare în apă fiind extrem de entuziasmată. Se bălăcește minute bune și se joacă în bazin cu niște obiecte pe care le-a găsit în cușcă. Imaginile au ajuns pe internet și au fost vizualizate de mii de oameni, care au lăsat și comentarii. Sezonul estival a fost deschis, au scris aceștia. Pe timp de iarnă, apa din bazin a înghețat, explică îngrijitorii de animale, iar odată cu temperaturile ridicate, apa a fost schimbată, iar animalul s-a putut scălda în voie. Scufundările hazlii ale ursului au amuzat vizitatorii, iar fulguța a devenit astfel principala atracție a grădinii zoologice de la Sankt Petersburg. A spart gheața, fotbalistul moldovean Dan Spătaru a marcat primul său gol pentru clubul Olimpieț în Liga a doua din Rusia. Echipa sa a pierdut însă meciul. Dan Spătaru a marcat în minutul 25 al partidei. Mijlocașul a ajuns la Olimpieț la sfârșitul lunii februarie, venind de la formația CSM Poliaș. Noua sa echipă a pierdut meciul cu Baltica, scor 1-2 și ocupă locul 14 în ligă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Zodiacul chinezesc cu Jackie Chan. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022-210-130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079-400-508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un început de săptămână așa cum vi-l doriți.